ultimii ani, ouăle de prepeliță au câștigat reputația unui adevărat aliment minune. Ele revitalizează organismul, ajută la dezvoltarea creierului și sunt recomandate pentru recuperarea mai rapidă a persoanelor care au suferit intervenții chirurgicale, ori fac chimio sau radioterapie. De altfel, specialiștii spun că ouăle de prepeliță pot fi introduse oricând în dietă și nu au contraindicații. Deși sunt de două ori mai mici decât ouăle de găină, cele de prepeliță au o valoare nutrițională de patru ori mai mare. Ele conțin cantități importante de fosfor și fier, alături de alte minerale esențiale precum calciu, zinc sau potasiu. Și, pe cât sunt de mici, ouăle de prepeliță au în compoziție întregul complex de vitamine, de la A la E. De aceea, nici nu este de mirare că ele ajută la menținerea stării de sănătate a organismului. Mai exact, ouăle de prepeliță sunt recomandate în cazul afecțiunilor sistemului digestiv, precum gastritele sau ulcerul, deoarece, prin conținutul ridicat de vitamina A, îmbunătățesc digestia și reglează aciditatea din stomac. De asemenea, cresc nivelul de hemoglobină din sânge, dar stimulează și eliminarea toxinelor și a metalelor grele. Asta ajută atât la menținerea imunității, cât și la îndepărtarea pietrelor la ficat, fiere sau rinichi. De asemenea, ouăle de prepeliță conțin lecitină, substanță care contribuie la regenerarea nervoasă, dar și la creșterea capacităților cognitive. Tot lecitina stimulează memoria și protejează celulele nervoase împotriva efectelor degenerative de îmbătrânire, ouăle de prepeliță fiind nelipsite din dieta persoanelor în vârstă. Ele s-au dovedit foarte eficiente și în tratarea stresului sau a surmenajului. Acest lucru se datorează în primul rând prezenței compușilor cunoscuți sub numele de hormon P, considerați antidepresive și calmante naturale. Ouăle de prepeliță vin și în ajutorul viitoarelor mămici și a fătului. Acizii grași omega-3 stimulează dezvoltarea creierului fătului, în timp ce omega-6 și colina ajută la dezvoltarea armonioasă a copilului. Consumul de ouă de prepeliță s-a dovedit benefic și pentru sănătatea sistemului respirator și pentru reducerea riscului de apariție astmului și a bronșitei. Acest lucru se datorează prezent antioxidanților, care luptă cu radicalii liberi din organism și îi împiedică să provoace leziuni oxidative. De asemenea, prin conținutul ridicat de aminoacizi, reglează aparatul circulator și ajută la revitalizarea organismului. De aceea, ele sunt recomandate în dieta persoanelor care au suferit intervenții chirurgicale ori care urmează terapii împotriva cancerului.